Gary Kasparov i-a dat mat lui Joe Biden chiar înainte de summitul de la Vilnius. Îi cere să vină cu un mesaj clar de susținere a Ucrainei. Doar gândurile bune și rugăciunile nu ajută în condițiile în care în fiecare zi mor oameni nevinovați. Ucraina este singurul stat care merită să fie NATO pentru că luptă tocmai în războiul pentru care a fost creat alianța în 1949, a scris Kasparov într-un editorial publicat în Wall Street Journal. Magda Gheorghiță a citit editorialul șahistului, unul dintre cei mai importanți opozanți al lui Vladimir Putin, și vine cu informații. Magda, face Kasparov acum o opoziție din punctul lui de vedere din editorial și față de Joe Biden, de președintele american? Hai să spunem că nu face opoziție, dar pune niște puncte pe i și arată clar că faptul că nu avem un mesaj de susținere a Ucrainei este doar un pretext. Și spune și care sunt motivele pentru care el crede că este doar un pretext. Revolta lui Prigojin și răspunsul atât de grăbit al lui Putin arată că cercul de putere de la Kremlin este slăbit. El mai spune și că are informații că între oficiali prezenți și trecuți americani și oameni de la Kremlin, oameni din cercul lui Putin, au loc și acum întâlniri secrete. Iar Joe Biden ar putea fi prosfătuit chiar de către cei care l-au sfătuit și privind retragerea din Afganistan, cei care îi spuneau lui Zelenski, îți amintești, la începutul conflictului, că ar trebui să ridice steagul alb și să se gândească la o capitulare. Mai mult, Kasparov susține că are informații, precum că CIA-ul cunoștea cu mult timp înainte ce planuri are Putin în Ucraina. Iar americanii au pregătit pe ucrainieni să evacueze, nu să lupte. I-au cam încurcat un pic curajul lui Zelenski și curajul ucrainenilor. Nu erau pregătiți pentru asta și acum dau cumva din colț în colț și spun că totuși nu ar vrea să îl supere pe Putin. Magda, totuși știm că Statele Unite sunt poate cei mai mari susținători ai Ucrainei în această bătălie. Vorbim de banii pe care SUA i-au băgat în Ucraina, armamentul pe care l-au livrat. De ce acest atac destul de virulent? Pentru că nu e suficient, așa spune Kasparov, nu e suficient, iar ucrainenii nu au primit ceea ce cer de mult timp, armele de care au cea mai mare nevoie și nu au primit avioanele de care au nevoie. Kasparov atacă dur și spune că în loc să trimită gânduri bune și rugăciuni, Joe Biden ar face bine să trimită arme și să nu mai fluture steagul ucrainean pe rețelele sociale, să îl fluture în Crimea și să-l pună în Crimea, pentru că de 16 luni NATO, aliații și cu liderul lor, Joe Biden, cu liderii americani, spun că vor fi alături de Ucraina oricât va fi nevoie. Ce înseamnă acest oricât va fi nevoie, se întreabă Kasparov. Și mai citam un lucru interesant, Monica, tot referitor la acest lucru, tot un editorial în New York Times de data asta, al unei ucrainence, Aliona Ghedmanciuc, care spunea că la Vilnius ar trebui să fie reparată greșeala strategică de la București, când Ucraina nu a primit o foaie de parcurs clară, a primit, așa cum pare că va primi și acum, doar promisiuni. Iar asta i-a lăsat calea deschisă lui Putin ca să ocupe țara și ca să ucidă oameni. Magda, urmărim, așteptăm mesajul pe care Jens Stoltenberg trebuie să-l transmită din moment în moment. Care este mesajul pe care îl vor primi ucrainenii, practic, sau cum vor percepe această incertitudine cu privire la aderare, în primul rând, că despre asta este vorba, despre promisiunea aderării sau un calendar clar pentru aderare? Ai văzut și tu, Volodymyr Zelenski este foarte supărat, este foarte, foarte supărat. Ce spunea Aliona Ghedmanciuc în New York Times este cum va fi resimțit acest lucru la nivelul populației și le cerea liderilor NATO să le explice indecizia lor și dorința de a nu-l supăra pe Putin celor 78% dintre ucraineni care au pierdut pe cineva în război sau au un prieten, o rudă, un apropiat care a fost rănit. Să le explice asta părinților,
care se așteaptă la un război lung și se vor gândi că vor pleca copiilor pe front, să le explice asta militarilor din tranșee care vor fi demoralizați, să le explice asta și refugiaților, milioanelor de refugiați care nu știu când își vor găsi drumul către casă și investitorilor care nu vor mai fi încurajați să participe la reconstrucția țării. Știi, și vorbim de bani, știi, de investitori. Avertiza Gasparov, le amintea totuși americanilor că fiecare zi de război costă. Costă foarte mult. Nu costă doar bani, costă și viețile oamenilor. Am văzut și astăzi că au fost atacuri peste atacuri ale rușilor. Iar indecizia de la Vilnius va fi doar o victorie pentru Putin. După 16 luni de război, când aliații au spus în continuu, facem bloc comun, arătăm că suntem uniți în jurul Ucrainei. Ce înseamnă, de ce fapt? Am văzut azi, am văzut că sunt uniți în jurul Suediei. Ucraina a trecut la și altele. Foarte interesant. Rămâne, Magda, să vedem exact ce spuneai și tu. Vedem că s-a deschis calea și Suedia a reușit să primească undă verde pentru aderare, inclusiv din partea Turciei, care a fost la limită, pentru că informațiile au fost extrem de contradictorii. Așteptăm declarațiile lui Jens Stoltenberg să vedem care va fi acea formulă găsită și negociată, care să fie mesajul acela extrem de pozitiv pe care l-a promis alianța pentru Volodymyr Zelensky și care va fi, bineînțeles, reacția lui Zelensky. Mulțumesc, Magda!